Specialiștii companiei de apă Someș susțin că inundațiile s-au produs în special din cauza canalizării înfundate cu diverse obiecte menajere, pietriș de pe șantiere sau chiar cu iarbă proaspăt cosită. Sub Bodoen, la ieșirea din Mănăștur spre Florești, respectiv intrarea în Cluj, acolo pur și simplu toată iarba cosită recent a fost spălată de ploaie și a acoperit recipienții de preluare a canalizării. Oamenii noștri s-au dus, n-au avut ce să facă decât cu grebla, cu ce o fi avut, să încerce să îndepărteze resturile vegetale de pe canalizare. Și reprezentanții primăriei dau vina pe clujeni. Trebuie să știe și acești proprietari că este important să mențină curățenia și să nu arunce mizerii, pentru că astfel se pot înfunda atât rigolele cât și canalizarea orașului. Un alt aspect care contribuie la adunarea unor cantități mari de ape pe străzile orașului este faptul că doar o mică parte din străzile Clujului au canalizare pluvială. Clujul are o proporție destul de mică de străzi pe care există canalizare divizoare, adică separată pentru ape uzate menajere și pentru ape pluviale. Condiția pentru ca să poți realiza o astfel de canalizare pluvială distinctă este să ai în apropiere un emisar, un pârâu, un râu, unde să poți descărca după aceea acele ape pluviale colectate de canalizare. Cea mai mare parte din Cluj nu se pretează pentru așa ceva. Reprezentanții companiei de apă spun însă că și în situația în care ar exista un astfel de sistem, acesta nu ar putea face față ploilor torențiale de genul celor căzute în aceste zile.